Astăzi, în zi de sărbătoare pentru creștini ortodoxi, la Cernăteș, pe dealul Culilieci, a avut loc un eveniment important pentru comunitate. Crucea mare, ridicată în cinstea celor 357 de eroi căzuți în cele două războaie mondiale, a fost sfințită de un sobor de preoți în prezența autorităților locale, județene, dar și a mai multor săteni. Astăzi, în ziua de înălțare a Sfintei Cruci, dedicăm și cinstim memoria eroilor comunei noastre. Acest monument pe care îl dezvenim și îl sfințim astăzi este închinat celor 357 de eroi comunei noastre care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în cele două războaie mondiale. Această cruce va aminti generațiilor viitoare că războiile au produs adevărate drame în familiile lor, lăsând soții fără soți, copii fără părinți sau părinți fără copii. Avem obligația să luptăm, să ducem mai departe visurile eroilor, nu numai din comuna Cernătești, ci din întreaga țară. Ridicarea crucii a fost primită cu multă bucurie de săteni care au simțit că, prin acest gest simbolic, sunt recunoscuți eroilor, dar mai ales rudele pe care le-au pierdut în cele două deflagrații mondiale. Ceva foarte frumos pentru eroi, pentru comună, pentru viitor, pentru ceva frumos, foarte pentru frumos. Comună, foarte să vede foarte frumos seara. Ceva frumos a făcut domn primar. Felicitări lui! Cum să vă spun, în primul rând foarte deosebit. Fiind locuitor ai comunei Cernătești, vă dați seama că pentru noi este o onoare. A fost o surpriză în momentul când noi am văzut luminată această cruce. Și pentru noi a fost o bucurie, da? Și în al doilea rând este momentul prin care se cinstesc eroii comunei Cernătești și asta este cea mai mare bucurie, pentru că cei care privesc această cruce cred că își vor aduce aminte de eroii care s-au jertfit pentru, nu numai pentru comuna noastră, și în restul alte părți ale țării. Foarte frumos și foarte plăcut. L-am așteptat de mult acest eveniment. Foarte frumos. Simțiți că era nevoie de acest monument care se cinstească? Da, da, da. Era nevoie, da. Frumos. Mi-a plăcut, foarte mult mi-a plăcut. Mai ales că l-am pe socrul meu mor pe acolo pe război. Simțiți că era nevoie de această duce care se cinstească? Da, da, da. Mulțumim, mulțumim primarului, mulțumim că m-a făcut ceva frumos. Autor al monografiei comunei Cernătești, vârstnicul profesor Viorel Suditu, a vorbit în fața audienței despre importanța evenimentului de astăzi. Ridicat în vecinătatea dealului Culiliac, monument al naturii, rezervație naturală, oferă zonei un peisaj geografic plăcut, care de azi înainte va fi considerat un loc sacru, un spațiu binecuvântat unde noi și mai ales cei care vor conjuga verbul a fi la timpul viitor vor păși în taină și smeriți aici să se reculeagă. Despre eroii neamului, în mod deosebit, în special pentru cei a căror nume sunt cunoscute, putem rosti numai cuvinte de mulțumire, de respect, de stimă, pentru că ceea ce suntem noi astăzi, ca popor liber, independent, atât ca țară și ca familie europeană, datorăm luptei lor și sacrificiului de care au dat dovadă. La eveniment a participat și vicepreședintele Consiliului Județean Adrian Petre, care a apreciat inițiativa conducerii primăriei din Cernătești. Astăzi am participat aici în comuna Cernătești la un eveniment deosebit, înălțarea acestei cruci, un eveniment deosebit atât pentru comuna Cernătești cât și pentru județul Buzău. Sper să fie un loc de pelerinaj, mai ales că avem și dealul Culilieci, o rezervație nemaipomenită, unde an de an vin foarte mulți turiști. Cu această cruce, comuna Cernătești trebuie să ajungă în epopeea turismului buzoian,
Noi, Consiliul Județean, facem tot posibilul să promovăm această zonă, să promovăm dealul cu Lilieci, să promovăm această localitate, ca de altfel toate localitățile din județul Buzău. Autoritățile locale speră ca această cruce să devină și unul dintre obiectivele turistice ale județului Buzău, mai ales că a fost ridicată pe dealul cu Lilieci, arie protejată de interes național. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că naște mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman.